Înscrierea la școală până în 7 iulie pe e-mail sau prin poștă. Ministrul Educației a publicat metodologia ce trebuie urmată în actualul context COVID-19. Astfel, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare până în data de 7 iulie. În acest caz, părintele poate să completeze cererea tip de înscriere online sau să o descarce din aplicație informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație tip pe proprie răspundere. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face pe e-mail sau prin poștă. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare tot până în data de 7 iulie la solicitarea scrisă a părinților. În situația în care copilul nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părintele completează cererea tip, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul instituției menționate. După încheierea perioadei de completare și validarea cererilor tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive. Prima este cuprinsă între 8 și 20 iulie, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile tip de înscriere și din documentele depuse de părinți. A doua etapă, perioada 21-31 iulie, în care este asigurată înscrierea pe locurile libere a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți din diferite motive. În perioada 1-4 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratele școlare a cererilor părinților care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemenea, inspectoratele școlare vor soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere cu prioritate interesul superior al copilului.